Am revenit, iată o am lângă mine din nou pe Mirela Paraleu. Mă bucur, Mirela, că te-am invitat astăzi, încă o dată o spun, sunt sigură că și telespectatorii te vor aprecia. Melodia pe care o voi interpreta este, se numește Mi-e dor, da? Da. A cui compoziție este? Mihai Trestariu. Oh, Mihai Trestariu, da, care s-a făcut din moldovean, s-a făcut constanțean. Foarte frumos. Eu zic să te ascultăm, dar nu înainte de a-ți mai adresa o întrebare. Pentru cei care se apucă în acest moment de muzică, pentru cei care aleg să meargă pe acest drum, ce le spui? În primul rând, ca să se apuce de treaba asta, trebuie să aibă talent și foarte multă muncă. La ce ai renunțat? La ce ai renunțat tu pentru muzică? Dacă ai avea de ales, eu știu, de exemplu, între a face o altă carieră care îți place ție, că trebuie să-ți mai placă și altceva, și muzică, sau la ce ai renunța efectiv? La tot. Pentru muzică. O să-ți mai pun această întrebare dacă voi mai avea ocazia peste vreo 10 ani. Abia aștept. Sau chiar 20, să vedem dacă o să rămâi la... Sigur o să fie așa. Da? Eu îți doresc foarte, foarte mult succes. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de noi și vreau să te ascultăm, abia aștept să te ascultăm cu melodia Mi-e dor. Care clipă îmi spune că ai plecat.
Mulțumim foarte, foarte mult, Mirela. Te rog frumos să iei loc până la sfârșitul emisiunii, să rămâi alături de noi. Doamnelor și domnilor, continuăm concursul cu cea de-a treia concurentă. Să vină lângă mine, ea se numește Silvia Gabriela Boroslache. A terminat Școala Populară de Artă, este absolventă la clasa profesoarei Elena Ionescu Cojocaru. Este clasa nouă la Liceul Traian. Am înțeles că ai fugit cam greu de acolo, nu prea te lasă profesorii? Da? Astăzi ne vei interpreta o melodie de muzică populară, ești din Corbu de Constanța, da? Da. Atenție cei din Corbu să o susțineți pe consăteanca dumneavoastră și să o votați la numărul de telefon afișat pe ecran. Ce melodie ne interpretezi, draga mea? Voi interpreta Dragmi Plaiul Dobrogean din repertoriul Floarei Tănăsescu. Așa, abia te aștept să te ascultăm. Le transmiți un mesaj celor de acasă? Nu știu ce pot să spun, doar că alegeți pe cine e mai bun. Ok, eu îți doresc mult, mult succes, să te ascultăm. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Dacă v-a plăcut Silvia Gabriela Boroslache, votați-o la numărul de telefon afișat pe ecran printr-un SMS cu tarif normal. Scumpii mei, iată că am ajuns la finalul concursului. Ei bine, ediția de astăzi a avut, după cum ați putut observa, trei concurente foarte talentate, foarte simpatice, care au adus în casele dumneavoastră melodii frumoase din folclorul nostru românesc. Vreau să vă mai transmit că suntem la hotelul Palm Beach din Mamaia. Mulțumim pe această cale domnului Șarbel Marun că ne găzduiește. Dați o fugă la mare pentru că este o vreme superbă. Vreau să vă mai mulțumesc echipei care mă ajută să realizez această emisiune, băieților de la camere, sunetului producătorului, tuturor celor care muncesc pentru ca această emisiune să intre în casele dumneavoastră. Vreau să vă spun să aveți grijă de voastră.
Nu uitați să cântați de câte ori aveți ocazia, nu uitați să ne urmăriți la emisiunea 5.15 Cântă cu noi. Și încă ceva, finalista de săptămâna trecută este Alina Ștefania Dragomir. A, iată că Alina merge mai departe, a ajuns în finală. Felicitări, Alina! Te așteptăm să te pregătești și să ne vedem cu bine sănătoși în finală. Acestea fiind spuse, vă doresc încă o dată să aveți grijă de dumneavoastră, să aveți o săptămână extraordinară și ne revedem cât de curând. Vă pup dulce, la revedere! Lumea